Stella Ursache este mama a 7 copii. Femeia și soțul ei sunt adepți alimentelor ecologice și cresc în gospodăria lor, aflată pe strada Pictor Dumitru Dacian, câteva animale. La sfârșitul săptămânii trecute, femeia a lăsat un ied să pască în jurul casei și l-a găsit sfâșiat de câini. A cerut ajutor de la veterinar, dar totul în zadar. Ați văzut iedița. Dar nu, asta acum că am reușit și am dat din numărul dumneavoastră, dar deci în fiecare an, credeți-mă, în fiecare an îmi rupi câte unul salvez, altul nu-l salvez. Anul trecut mort l-am găsit. Și tot mut locația, tot așa, dar până dar unde îi lăsați la păscut? Unde îi lăsați la păscut? Deci uitați, ieri, aseară, pe bucata asta de aici, deci 50 de metri. Deci dintr-un stâlp până în altul știu că 50 de metri. Deci după stâlpul ăla, chiar aproape de casă, între case, uitați, drum, mașini, case, oameni. Localnicii susțin că maidanezii abandonați la marginea pădurii din cartierul Burdujeni se organizează în haite precum lupii și ca să-și domolească foamea, intră în curți și atacă păsările. Deci anul trecut am avut 13 pui și din 13 pui am rămas numai cu 2. Au intrat în curte și au mâncat pe toți, dar nu i-au mâncat când erau mici, i-au la 1 kg și 200 și au mâncat în sensul că 2 i-au mâncat cu totul și restul numai organele din interior, erau prea sătui, dar au dat de pui și tot veneau și îi mai căutau, dar nu mai ce că i-au mâncat pe toți. Păi am avut iepuri, 2. Cei drept erau în curte la mine, îi țineau într-un țarc, au scăpat de acolo și în secunda 2 nu i-am mai găsit, doar blana prin curte. Au intrat, nu am curtea izolată perfect, adică poate să intre un câine pe sub poartă, pe sub gard și au intrat și mi-au mâncat pe amândoi. Dar sunteți siguri că nu sunt lupi? Că așa cum povestiți și dumneavoastră și vecine dumneavoastră, sunt câini și totuși suntem în Suceava, într-un oraș. Păi i-am văzut, erau câini vagabonzi, veniți în vale, în zona aceea, sunt foarte mulți câini vagabonzi. Și au și pui acum. Un alt localnic ne-a spus că un maidanez i-a intrat în curte săpând o groapă pe sub gardul care împrejmuiește gospodăria. Animalul ar fi sfâșiat aproximativ 10 găini. Mai grav este că maidanezii atacă și copiii. O fetiță de 9 ani a fost mușcată de câini din cartier în urmă cu 3 luni. De teama maidanezilor, părinții își duc copiii la școală doar cu mașinile și nu îi lasă să se joace decât în curtea caselor. Avem și 2 copii și nu putem să-i lăsăm la joacă din cauza asta. Sunt maidanezi, au încercat să-și facă aici cuib și nu, până aici, limita de joacă. Mai jos nu putem să-i lăsăm fără adulți. Nici cu bicicleta, își țin bicicletele în curte, se joacă cu mingea lângă poartă și mai departe nu au unde, din cauza cățeilor. Nu vă este frică atunci când te duce la grădiniță sau la școală? Noi de obicei mergem cu mașina, dar latră după mașină până în capăt de alee și la amiază când venim cu cumpărăturile, dacă avem carne sau mâncare în plase, imediat sar la plasa cu mâncare și e periculos. Sucevenii care locuiesc lângă pădurea din Burdujeni, la doar câțiva metri distanță de strada Gheorghe Doja, susțin că au cerut în nenumărate rânduri ajutorul serviciului de ecarisaj al primăriei Suceava. Până acum, municipalitatea nu a făcut mai nimic pentru a prinde câinii.